Grădina Zoologică Pitești marchează Ziua Internațională a Grădinii Zoologice. Astfel, toți cei care vor să-și petreacă ziua aici au intrare liberă de la 10 și până la 19:30. Reprezentanții sunt convinși că publicul va fi încântat după această zi, mai ales că și atunci când se plătește bilet de intrare, vizitatorii sunt foarte mulți. Sunt vizitatori la grădină. Încasările sunt. La ora actuală vorbim de 1 miliard. Găsiți aici specii numeroase de animale și păsări, de la cele mai blânde și până la temperamente la care nu v-ați fi așteptat niciodată. Da, mă, frumosule, așa. Îl atrage unghia mea roșie. Sau bijuteria. El este și un furăcios de cercel pe care trebuie să mi-l dea. A furat cercelul? Da. L-a furat și a rămas furat. Și pentru că astăzi este aglomerație la zoo, sunteți sfătuiți să nu vă apropiați de animale și nici să le hrăniți. În general, vizitatorii au tendința de a hrăni animalele cu hrana nepermisă, adică gen pufulete, chips, ceea ce înseamnă sărat. Unii dintre ei pot arunca pungile, care dacă animalul le ingeră, e o mare problemă, pentru că mulți dintre noi știm că e chiar cea mai gravă problemă. Le place să fie admirate, așa că atenția pe care o primesc astăzi le pică de minune micilor staruri de la zoo tribale.